give me a sign. I don't wanna front, I just wanna see you. Just give me a sign if you wanna come. Salutare, sunt David de la canalul Wiz Action și cum v-am promis în seara asta, o să filmez cu 60-ul lui Omar. Îl puteți găsi pe Instagram SSG_K2. Este o super mașinuță, are o prezență fantastică din punctul meu de vedere. Este vorba despre un 60 roșu lăsat. Vara avem și Bowsenor pe 20. Este 535D softat. În momentul de față are nevoie de un soft nou, pentru că acesta nu prea mai dă roade, să zic așa. Și poate să-i facem și un upgrade la cutie. Atât avem pentru seara asta. Sper să ne bucurăm și să fie totul ok. O să încerc. Poate găsim și o parcare să vedeți cum se învârte 60-ul. Dar nu știu ce să zic, pentru că Anis așa a dat doar cu speranțe. Anis o să se depună ceva, dar nu știu ce să zic. Dar e bine că poate vedeți și voi cum mișcă mașinuța puțin. Oricum nu pune jos nici acum, sincer să fiu. Sper că se aude bine, căci e un pic zgomotat să avem și evacuare. Mașina este oricum și la vânzare. Am înțeles că vrea să o dea pe 11.000, dar dacă cineva e interesat cu adevărat, sigur, sigur este dispus să negocieze. Ce să zic mai multe de ea? E din 2006, caroseria are 337.000 de kilometri, motorul a fost refăcut acum circa 3 luni, e nou totul. Și urmează să mai facă la ea, căci la noi când apare o mașină nouă trebuie să o facem ca din reprezentanță și apoi să o vindem, că ne plictisim ca niște idioți. Cum suntem toți pasionați, adică sigur mulți dintre voi mă înțelegeți ceea ce zic. Hai cu semaforul ăsta. Dar mie mi se pare că seara semaforele efectiv țin o eternitate. Așa mișcă mașina. Sigur clipul ăsta o să prindă. Sigur, sotomie. Și o să-l combin cu, și cu melodii, când alergăm puțin. Am asta a fost o scurtă plecare. Gata că va ajunge momentan. Da, cum ziceam, mi se pare că țin o eternitate semafoarele noaptea. Deci chiar e halucinant. Subterană, dar încă nu m-am hotărât în ce parcare subterană să fac acest cinematic. Să fie cât de cât și călduț, căci sunt cam dăzghelit. Da, cum spuneam, BMW. Doamne, credeți-mă, abia aștept să scoate 91 pe stradă să fac efectiv la fiecare să mă fac să înjur că nu pot să plec de pe loc. Doamne, e orgasmică și mașinuța asta. Sincer, dacă nu era E91 în viața mea, aș fi luat eu E60, pentru că îmi place foarte mult. Nu sunt fan Candy Red, să zic așa, dar chiar îmi place. Și lui Omar îi place mult albastru. E fan albastru, dar i-a plăcut foarte mult și culoarea asta. Chiar e o culoare senzațională. Am înțeles că este luată de pe un Megane 4, culoarea de la Renault. Atunci, mie nu-mi plac franțuzeștile, dar că au făcut culoarea asta, bravo lor, că chiar e un lucru bun pe care l-au făcut și ei, să zic așa. E, da.
cam atât, mai revenim momentan. Nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, căci chiar aparent m-ar ajuta chestiile astea. I-am zis, am spus în toate vlogurile să faceți chestiile astea, adică o faceți doar dacă doriți, dar dacă vă place, nu e măcar rugăminte, nu e. Doar dacă vreți efectiv voi, dacă simțiți că merit să ajung și eu mai sus. În rest, n-am nimic, nici cu haterii, mă bucur că i-am. Să vedem dacă m-am întâlnit și eu cu cineva în seara asta, m-aș bucura. Și acum partea de speaking pentru această seară. Bă, sincer, fraților care vă uitați la mine și aveți așa ceva, băi, aveți mare grijă. Adică eram obișnuit cu E91-ul meu, care e mult, mult mai brutal ca AC60. Dar și asta mi se pare incredibil de periculoasă mașina. Și vă spun și de ce. De exemplu, aceste 60 are blocanda, bun, dar nu intră mereu. Ba patinează o roată, ba patinează ambele. Când patinează ambele, automat mașina intră în balans și face share. Când e doar una, tot auzi cum se învârte și atap, nu se întâmplă nimic. Dar nu știi când intră, când trebuie să plece sau nu. Am făcut câteva secvențe când am făcut 500 share până la 100. Da, e chiar periculoasă mașina și în momentul ăla când intră în balans, îi pleacă curul, îi piciorul din gaz, când se stabilizează, e foarte nașpa, că e foarte agresivă, nu știu cum să mă exprim corect. O smuciște imediat și în momentul ăla dacă ai prins iarăși gheață sau o porțiune mai netedă de asfalt, dismucitul ăla te poate proiecta. Oricum, mi-a plăcut mult seara asta, m-am simțit bine pe 60. Sper să mai îmi lase o mare mașina. Dar cred că dacă vede clipul, s-ar putea să nu mai am lase mașina, așa că ne bucurăm de ea seara asta. Vedem, mai dăm o tură mică, apoi mergem acasă, edităm, postăm vlogul și sper să facă câteva vizionări mai multe decât celelalte. Iar apoi, duminică, mă gândesc să fac un challenge cu Bogdan Stanciu. Poate săptămâna ce vine aș filma ceva nou, tot așa un challenge cu Mihai de la Merită Toți Banii. Apropo, să-i da și lui un subscribe și lui Stanciu pe 4 roți. La fel, doi vloggeri foarte faini. Voiam să-i mai mulțumesc și Taniei că m-a pus la ea pe story, ceea ce mi s-a părut un gest super tare din partea ei și o respect. E o tipă super. E chiar și o spălăria. Puține fete întâlnim în ziua de astăzi care să fie atât de pasionate de mașini și să știe atât de multe, încât să fie chiar și o enciclopedie ambulantă. Mi-a povestit
o grămadă de lucruri pe care eu chiar nu le știam și, sincer, nici nu știu de unde a avut sursa de informații ca să o culeagă, să spună atâtea. Deci tot respect, și Fallow și Tani. Sper să ajung și eu la nivelul lor, dar cred că pot, pentru că sunt foarte idioți și fac prea multe tâmpenii. Vlogul ăsta ar fi prins dacă aveam și eu măcar 2-3.000 de subscriberi, să distribuie lumea, să fie mai departe, așa e greu. Dar e nevreme așa și atunci să fac eu tâmpenii. Aș mai duce până la Ikea să văd dacă e ceva. Poate dăm puțin de curs și e 60-ul. Să vedeți și voi cum se învârte 60-ul. Și chiar serios, fraților, care aveți 535D-ul, 530D-ul și le aveți la 360+, aveți grijă pe vremea asta, că nu zic acum că insinuiesc că nu știți să conduceți sau chestii de genul ăsta. Ideea e că vă fură ea. Trebuie cumva să știi că mereu poți să mori într-o mașină. Eu așa conduc. Chiar așa, un băiat pe Instagram mi-a spus că eu conduc foarte calm și că se vede că sunt foarte calm când fac tot felul de tâmpenii. Bă, sincer, și pe mine mă surprind anumite momente când începe o ia de-a latul. Când inițial nu vreau să o dau la un unt anume și se duce foarte rău. Bă, atunci să știți că și eu mă surprind și gen, mă sperie puțin, adică sunt gen, bă, nu vreau un gard. Așa o gândesc. Da. S-a făcut și verde. Uite, acum parcă pe la ora asta sunt semafoarele puțin mai scurte. Gen, țin mai bine. Exact, ce-am zis. Ah, futu-s, mă. Ups. Era să o continu. Da, nu e combinație să filmez cu mașina lui Omar, pentru că dacă dau într-o clapă, o să stai că se pun la bipuri, o să mă satur și stau la editat numai 2 ore pentru bipuri. Da, bine că am autobuz în față. Am depășit. Ce mai îmi place la biturbo e cum se aude evaporarea, cum se aud turbinele alea. Se aud chiar foarte drăguț, spre deosebire de a mea, chiar dacă am un blow frumos, dar îmi place așa cum se aude. Deși acest 60 are turbinele hibride, am înțeles. Și aia mică și aia mare și recondiționate. Deci care vrea să o cumpere se bucură de ea. Îmi pare bine că și alea puține vizualizări pe care le avem și puține abonați, mă bucur că totuși îi am. Mă bucur de fiecare moment. Sincer să fiu. Ce va fi finalul speaking-ului? Văd cum o să fie la montaj. Dar până atunci ceva frumos pentru voi, nu?